Noi vă sărădenii am crezut în eliberarea, în viitorul... Борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза! Будьте готовы! Товарищ рабочий крестьянская революция! Совершилась! Ce știi despre copilăria părinților tăi sau bunelor? Mi-au povestit că, comparativ cu a noastră, copilăria bunicilor și a părinților mei era mult mai simplă și probabil nu atât de abundent în bunuri, precum suntem acum. Și posibilitățile erau diferite. De ce copiii cumva erau, își găseau ocupații, se jucau și puneam accente pe alte valori. Sigur, partea asta era foarte frumoasă. Copilăria era foarte frumoasă. Satele alea nealterate de modernismul care îl aveți voi acum, dar erau niște chestiuni obligatorii care nu plăceau deloc. Cravată pionierească, organizare, mâna la chipiu și tot din asta. Știi din asta ceva? Da, sigur, au fost și aceste momente. Mama mea a fost și ea pionier. A primit acea cravată roșie la Odessa. Partea respectivă a marcat cumva copilărie și... Dar la Odessa de ce? Pentru că, din câte cunosc, acesta era centrul în care, unde erau duși grupul de copii pentru a depune cel jurământ. Era oraș erou în Uniunea Sovietică. Avea propaganda sovietică, a selectat niște orașe și le-a făcut orașe erou. Trebuia să mergem acolo ca la locul sfânt. Dar știi că părinții tăi sau bunicii tăi nu aveau voie să meargă la biserică, de exemplu? Da. Apropo, străbunica mea, Irina, a fost botezată pe ascuns într-o biserică, deoarece chiar dacă credința era interzisă, să zicem, la nivel oficial, din sufletele oamenilor ea nu putea fi scoasă. Și părinții ei, tatăl, pentru că a crescut alături de tatăl ei, a decis că fiica trebuie încreștinată și asta s-a produs pe ascuns la... Toți învățătorii din școli făceau asta și mai puțin țărani. Ăștia mergeau mai deschis cumva la unica biserică care era în regiune, pentru că bisericile au fost închise în acea perioadă. Cel mai des au făcut muzee în aceste muzee ale Ținutului Natal, muzee ale comuniste. Da, care făceau propaganda cumva, valorilor. Adelina, întâlnirea noastră a avut... are loc la o bucătărie, așa arăta o bucătărie sovietică și am discutat aici pentru că oamenii sovietici discutau de obicei la bucătărie secretele. Se temeau unii de alții, se temeau vecinii, se temeau să-și spună păsul. Da, era... cumva s-a produs o schimbare de mentalitate în rândul cetățenilor, în rândul oamenilor, în care probabil după valurile de deportări și după presiunea pe care o exercitau puterile sovietice asupra oamenilor de aici, aceștia au fost cumva îmbibați de frica asta față de autoritățile sovietice. Care n-a fost scoasă din oameni nici până acum. Da, apropo, în raport cu situația actuală, putem vedea că mulți oameni încă păstrează acele valori sau să le zicem valori. Voi sunteți generația care trebuie să schimbați lucrurile pentru că voi sunteți generația care creșteți absolut liber. Noi contăm pe voi. Hai să mergem în salonul sovietic, acolo unde ne așteaptă oameni foarte importanți ai acestei țări și să discutăm fenomenul împreună. Te rog. E sigur. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Haideți să răstălmăcim, să discutăm ce a fost, ce este și ce va fi. Aproape că la Lenin a zis, nu? Scriitorul Iulian Filip, Adrian Dolghi, cercetător și Nadia Cristea, director de școală, pedagog. Haideți să vă întreb cum a fost copilăria voastră. Cu cravata pionierească, cu obligațiuni, cum a fost? Cred că îți răstorn concepția de emisiune imediat.
Te rog. Am avut o copilărie extraordinară. Adică, în comparație cu această segmentare de către smartphone-ul părintesc la fiecare jumătate de oră, la fiecare oră se întrebe progenitura cum respiri, dacă ai mâncat, dacă nu te-ai necat încă, dacă... În cea mai fragedă copilărie, deci mi se încredința ceea ce era mai valoros în gospodărie, vaca, pe care o pășteam, nu mi se indica pe care deal, pe care vale, nu mi se punea încă cravata, nu eram încă pionier, nici octombrel, vaca mă accepta așa. Fără cravată. Da, toată ziua, o zi întreagă de libertate. Deci n-apărea nici secretarul de partid, nici președintele colhozului, trebuia ca să onorez programul alimentar segmentul lactate. Deci această doză de libertate echilibra toate celelalte lucruri de ochiate despre care o să vorbim și pe care lumea în epocă le trata cu o bună doză de ironie. Erau și bancuri, erau și strigături și una alta. Adică toate lucrurile astea, dacă nu ne scapă, deci e o nuanțare extraordinară a felului de a supraviețui la această epocă, care te plătea la trudozi ca să nu zdohnești, dar perspectiva aici nu o prea vedeai. Dar devenea o sperietoare ca să îi dai bătaie la carte. Deci dedublarea copilului în Uniunea Sovietică. Pe de o parte avem o copilărie frumoasă acolo pe Imaș și cu totul altceva era când mergeam la școală. Ați mers la școala sovietică, cum a fost la voi? La mine a fost trist. La voi cum? Dacă să ne referim la aspectul ce ar fi copilăria, probabil că este perioada din viața noastră, o perioadă fără griji. Atunci când părinții sau mediul, pentru că noi am avut parte de acea comunitate, satul de care ați spus că îl aveam foarte conservator, era comunitatea care avea cumva grijă să ne protejeze de marele griji, probleme ale vieții. Și copilăria prin asta este fericită, prin faptul că aspectul economic nu-ți revine ție, că aspectul, atât cât era aspectul cultural. Eu vin dintr-o familie unde s-a citit foarte mult, unde am avut libertatea plus libertatea de care atenție, a zis s-a maestru. S-a citit foarte mult, dar s-a citit ceea ce trebuia sau se mai citea și sub masă, pentru că unele lucruri erau interzise. Acum putem să vedem lucrurile, citeam ce trebuia sau nu. Noi atunci citeam. Al citi pe Cibotar, al citi pe... Ajutați-mă, maestri, probabil că o bibliotecă școlară care era plină de... Maculatură. Poftim? Era plină de maculatură. Și de maculatură. Nu este adevărat. Și știți că era literatură la carte, bună. La o carte care te zgâlțâia și îți dai seama că astea-s. Pe Gheorghe Madan acolo l-am citit. A, mai încoace. Doamne, eu am confundat anii noi cu... Să mă ierți, te rog. Da, un pic mai da, spre pic, 80 încolo, după 80 încoace, că asta este perioada conștientă. Da, se citea probabil că tot felul de ziare care erau publicate la Moscova și inclusiv veneau cu semnătura Comitetului Central, erau și din astea. Dar cumva... Eu cred că am fost o norocoasă unde tata știa să facă o analiză a celor ce vede și ceea ce aude și eu zic că noi am fost copii fericiți în ceea ce am avut și ce ține de familie. Acum, dacă vreți să dedublăm, este adevărat că asta nu este obiectivul nostru. Eu nu vreau, vom dedubla. Așa era. Așa era. Este adevărat. A fost școala cu tot organismele vii în perioada aceea, a perioadei de octombrie, de pionieri, de consomoliști. Ca toată lumea din perioada mea am trecut și eu prin aceste activități care în lipsa smartphone-ului, în lipsa Google-ului, în lipsa altor informații. Asta era lumea mea și asta era lumea care mă înconjura cu tot felul de poezii sovietice, cu tot felul de cântece. Acești tineri se uită la noi ca la mastodonți, fără telefoane, fără smartphone-uri. Da, eu așa le predau și la istorie. Îmi pare foarte rău, nici în mediu nu era, nici în secolul XIX, nici n-am idei cum să știau regii. Dar trebuie să știe ei că totuși
Comunicare exista. Focul nu-l aprindeam de la două pietre, nu rodeam două pietre ca să aprindem focul, totuși. Probabil că noi o să apreciem ceea ce dânșilor o să le fie foarte straniu. Noi am avut o comunicare reală, fără foarte multe mesaje, era durerea spusă pe față, era necazul transmis prietenului, erau lacrimele cele ordinare, care probabil că și acum sunt lacrimele ordinare, despre ce discutăm. Noi eram, Bancu spune că mama și viermele trăiesc într-o măr putred. Și viermele ăsta, micul tot îi spune, mamă, hai să ne mutăm în alt măr, mamă, hai în altă parte, adem să mergem de aici. Și mama i-a spus frumos, nu, că asta e patria noastră. Copilăria ta, Adrian. Deci am apucat să fiu și eu parțial copil sovietic. Copilăria mea de început a fost în anii 80. Am reușit să fiu octombriel și pionier. Parțial am purtat această luță cu mândrie și cravată la fel, pentru că astfel eram educați să ne mândrim cu acele sentimente. Deci și noi nu, copiii, nu înțelegeam. Nu aveam informația, nu aveam, să înțelegem. Nu aveam, nu aveam libertatea și alternativele de a nu fi mândri de acest lucru. Pe urmă, la o vârstă mai târzie, ne-am dat seama că, de fapt, a fost o manipulare, o îndoctrinare și mai ales în prezent, când am cercetat fenomenul copilăriei sovietice, este, pot să explic cum a avut loc formarea unor noi identități, de fapt, care erau, de fapt, care și era obiectivul statului sovietic și a întregii mașinării de ideologizare. O să te rog foarte mult să dai coloratura asta științifică, pentru că știu că le-ai adunat în carte și le-ai pus așa pe poliți ca să le înțelegem și noi. Dar haideți mai întâi să urmărim un material pe care l-a făcut un coleg de-al meu mai tânăr, care nu a apucat să fie nici octombrel, nici pionier, dar așa a văzut el lucrurile. Roman Gațcan, vă rog. Și pe coada lui scria, ieși afară dumneata. Regizorii Mircea Chistrugă și Vlad Druc au surprins în pelicula Jocurile copilăriei noastre copii autentici ai satelor noastre. Dar o altă latură a copilăriei sovietice, rămasă în afara acestei pelicule, dar prezentă masiv în altele, era înregimentarea ei ideologică. De la prima zi de școală și până la maturitate, copilul sovietic era purtat prin labirinturile propagandistice ale sistemului. Știți că copiii nu știu ce înseamnă să fii fericit. Ei tot timpul sunt fericiți. Lor să le dai mâncare, să le fie călduți, să aibă cărți, să ducă la joacă, să nu-l bat tata, să nu-l certe mama și ei sunt fericiți. Când a fost dizghețul și eu prima dată fiind copil și țin minte ca azi, cum vin românii la Brătușeni, că era raionul Brătușeni atunci, vin românii concert. Vărul meu, Sezon, era șofer și m-a luat mine la Brătușeni. Da, Brătușeni la 12 km. Și n-am văzut niciun român pentru că era toți în picioare și eu auzeam și n-am cum erau îmbrăcați. Cum spune Sănescu, ce bine era pe timpul lui Stalin, că eram tineri și frumoși. Eu eram copil și asimilam toată, fără încărcătură politică. Sistemul nu ținea cont de aptitudinele sau dorințele copilului. Toți trebuia să fie la fel. De aceea zilnic se lucra la ajustarea indivizilor pentru ca în viitor să avem un Homo Sovieticus perfect.
Eu am executat o galerie aici în Ilovieni, unde sunt 25 de colecții demne de expoziții republicane. Asta e una din dânsele. Mulți care vor să vină chiar să vadă numai, știți, încăperea asta. Nu de ce e că vor să întoarcă, știți, ceea ce a fost. Dar este o nostalgie și le e interesant. Materiale, am zeci, sute și mii de materiale în privința aceasta, adică trecutul acela socialist, trecutul acela sovietic, tirea comunist, care a existat în Republica Moldova sau în Uniunea Sovietică până prin anii 92-93. Cabinetul de pionier. Carnetul de sindicat, aici e carnetul ăsta de octombrel. Octombrel să dădea numai un ăștia o steluță roșie cu înfățișarea ta, vedeți, Sfântul Lenin în copilărie. Steaua de octombrel e cu Lenin Dolofan, cu de ăștia blond, știi, parcă era un înger. Nu mai trebuia ca ăsta în tabloul lui Rafael sau nu știu, știi, sunt niște îngeri care... Și cine e ăsta, știi, acest octombrel. Și desigur că la țară e o fascinație, zicem, așa cea cravată roșie care trebuia să o calcă în fiecare dimineață, nu cumva să fie boțet, să nu cumva să șterg mușii. Primul rând era Dolofan Lenin, pe urmă steaua cu nu știu ce acolo mai era, la consomoliști am toate regalele astea. Partidul trebuia să inoculeze ideea de măreție. Simbolurile însoțeau tânăra generație la toate etapele de vârstă. Insigne, ecusoane, drapele și alte atribute vizuale aveau menirea să-i facă mândri pe purtătorii lor. Însuși cu heraldica comunistă, să luăm simbolica comunistă, era tare puternică. Aici noi ne aflăm în sala asta, sunt 30 de drapele, toate sunt diferite. Fiecare o zi avea, cum spune, drapelul lui. Unitatea militară avea drapelul lui. Au vrut din Lenin să-l facă, știți, pe Iisus Hristos. Iată, într-așa mod au vrut să-l facă. Așa au fost agitația în vremea aceea și așa au fost. Doar așa, eu am citit materialele lui Krupskaya, soția lui Lenin, și ea undeva scrie că Lenin categoric nu a vrut să vadă monumentele lui undeva expuse prin țară. Însăși Partidul Comunist în vremea aceea cu frunte cu Stalin nu a ținut ceea ce a spus Lenin când era în viață. Peste aproape un secol, dorința lui Lenin pare să prindă contur de realitate. Țările ex-sovietice au început să se debaraseze de moștenirea sovietică, iar însemnele ideologice ale Imperiului sunt înghesuite în muzee. Fiecare, iată, așa să luăm, care este aici chiar monument micuț, așa numite biustul, sculptură, el era obligatoriu să fie în traceea cameră roșie la întreprinderi, numai decât, așa să luăm, directorul întreprinderii, dacă nu mai vorbim, primul secretar a partidului sau secretarul de partid a organizației, sau uzine, sau colhoz, sau din comsomol, pionier, obligatoriu, trebuie să-l aibă în cabinet. Așa că în vremea aceea, adică și acum sunt atâtea organizații și astea, ei trebuiau să-l ții în cabinet. Jurământul copilului care trebuia să fie octombrel. Pe urmă este jurământul pionierului, jurământul consomolului, pe urmă jurământul omului care intră în partid. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю жить, учиться и работать, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Юные ленинцы, в борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы! Sigur, generațiile care au trăit aceste evenimente par nostalgice după acele timpuri, dar de cele mai multe ori, nostalgia nu e de natură ideologică. Oamenii își amintesc cu drag perioada copilăriei și a tinereții. A fi pionier sau a fi octombrel înseamnă că ești de printre elevii buni, că așa se spunea, că dacă înveți bine și dacă ai cravată, trebuie să înveți bine. Dacă ești bun elev, o să te primească în Cosomol, dacă nu, e cum să primim noi așa care nu învață bine? Sau... Și de ce era o, hai să zic, nu mândrie, dar zici că da, eu sunt pionier.
Tata, vezi, asta e Lenin, ăsta, eu sunt octombriel, era mic, știi? Această culoare, această cravată nu era pătruns în sânge, nu era legată de gât. Este biletul de pionier, de-ați e scris, tărgește în obișanie, Ion Pionera, Sovietskog Soyuza, în 1969 l-am primit. Asta aici la Lenin e cravata aceea roșie de pionier. Da, trei colțuri, una, două și colțul ăla. Da, pionier, de obște se intra un pionier din clasa 4. Da, în clasa 4 erau primiți un pionier și undeva prin clasa 7-8, la 14 ani, te primeau un комсомол. Что-то я не совсем понял этого Жорбина. У этих пионеров дурацкие правила. Руки в карманах держать нельзя, ругаться нельзя, курить нельзя, драться нельзя. А если дерешься, то снимай галстук. А пока ты будешь снимать галстук, тебе по шее надают. Ты ничего не понял. Это детская коммунистическая организация. У них все по-военному. Am fost și octombriel și am fost pionier. Mie nu-mi plăcea să mă organizez, să mă pună să fac ce vor ei. Eu mă jucam toată vara cu copiii în sat, alergam. Noi ne organizam noi ce vroiam noi, a ce ei ne organizam. Multe lucruri nu-mi plăceau, iată, nu ne permiteam să ne ducem la biserică. Dar eu vroiam la biserică, că bunica mea cânta și bunica și mama cântau în corul bisericesc. Și eu, fiind președinte a Consiliului Organizației de Pionieri, mă duceam totdeauna la biserică. Eu țin minte că acum, asta, când mă ducem la Paște la biserică, undeva învățătorul de la școală și de lângă ușă și ne scrieu care sau era așa că sâmbăta Paștelui, știți, mai făcea rugul celălalt. La rug vine învățătorul și ne scrie cine a fost acolo sau mi-a lungat acasă. Ia că ne-ați fi primit în consumon, ne-ați fi primit în pionier și așa mai departe. Același învățător se boteza pe ascuns copilul, drept că biserica ea era pentru un depozit de chimicate pentru colhoz. Asta mai ca zi, bărbanșic! Ehnologie! Păi scaute, ne doresc în e! Гогочки! Это что такое? Какие же это бойскауты? Это пионеры? Какие такие пионеры? А с чем их кушают, а? Пионеры, ребята, это недавно созданная детская коммунистическая организация. Фин купил, я уштям кожбук, я уштям карта демпода Луи Октавиан Гога, я уштям поэзия Федерос, я сынту дом фарады цару, он бед не бун урбид, я уста, что-то аша. Да я лишь поням ла сарбаре дин сашти нимино, а то еще не era, арти. Кожбук, ной врем памынт, ругаментя дин урмы, я уштю, Еминеску, барач пролетар, то есть поням, deci Coșbuc nu se preda în școală. Bun, dar era un fel de Goga, nici atâta, cum spun, dar Goga l-am găsit în pod la noi, cartea. Deci nu prea ajungea la... când eram în clasa 10 sau 11, au venit căgăbou de la Iedniță, pentru că eu am scris o lucrare de compunere, nu știu ce, și am scris cu ei, nu mai țin minte, și au venit și nu ne-a zis nimic mie, dar în istoria literatură o chemat-o acolo și că dumneavoastră sunt, pe urmă mi-a spus, dumneavoastră fiți atenți că ăsta, elev dumneavoastră, nu prea așa, știi, cum spune el, o spus așa, 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 pentru că directorul școlii o raportat la Raiot. Vă zbelă vă, doamnă, n-a smelții căzat, ștobă ne vorbi, ulipă căzat, ia neatomnei pompă, nicăcoi nu să ciu, miu șase ditei. Я всю жизнь посвящу. De multe ori, părinții își educau copiii ținând cont de valorile moștenite, iar copiii, de mici, învățau să conviețuiască în două realități paralele.
cea de acasă și cea de la școală. Eu socot că nu era normal, bineînțeles, chestiunea asta. Chiar eu am fost și pionier, am fost și octombriel, chiar și documentele aici le-am și consumolis, am fost intrat în partid, dar eu socot că asta nu era normal, că era, știți, obligatoriu. Mi-aduc aminte, eu când am venit în clasa întâia, eu scriem cu mâna stângă, sunt stângaci, obligatoriu cu mâna dreaptă. Și îmi dădeau pește mâine și cu stânga, dar nu cu dreapta. Așa era unde se vede chiar și la asta. Mâna dreaptă, numai decât să fie scris cu mâna dreaptă. Eu m-am dus la școala aceea de muzică, am vrut să-mi văd în școala aceea. N-are talent, deștile subțiri, ori sunt, știți, în guste. Sunt atâtea, știți, nuanțuri greșite care cu impunere era. Eu sunt cel care n-a fost niciodată în tabără pionărească și, de fapt, toată vara de vacanță eu răspundeam la chemarea partidului de a apăra holdele de grâu și prindeam toată vara țăstari. Mii și mii de țăstari îi jupuiam. Eu am carte de colhoznic încă când eram elev și acolo e scris că în vara cu tarul, nu știu mai ce, druc a câștigat atâția bani. Deci că nu lucram la asta. Pe țăstari și apăram holdele de aceste rozătoare, crâncinic. Pe urmă au apărut gândaci de Colorado. Și atunci umblam și strângeam mâna. Asta e mândria noastră de elev bun, care se avea și cravată. Pociubuțul meu avea o stradă așa și o stradă așa. Și dacă ploua la 1 mai, dar noi trebuia să fim cu placate și îmbracați bine. Și mergi, ură, ură, libertate lui Angela Davis, era pe atunci, libertate lui Manolis Glezos, alții nici nu știu cine e acest Manolis Glezos, sau Lumumba, era în Africa, mișcarea de liberare națională și fel de lucruri. Și noi, ură, ură, și directorul s-a uitat și noi, ură, ură, și ne împiedicam în glodul și ala, și mergeam și vineam înapoi și la școală și tot. E o chestiune care eu nu socot că eram zombat. Zombat poți spui acum când ai toată informația și tu accepți această zombare. Dar atunci ce era? Cine cântă șabieș? Eu mă stăruiesc să păstrez istoria în obiecte. Dacă istoricul scrie istoria, eu istoria o păstrez în obiecte. Eu n-am ce scrie pe dânsele, că poftim, asta a fost. Istoria unei națiuni este un desen de puzzle cu multe culori. Iar atunci când s-au mai aplicat și culori negre, ele nu trebuie ignorate. Pentru că ignoranța și necunoașterea duce la repetarea greșelilor. Noi am râs cu poftă și ne-am aplaudat cu pielărie și tinereță, dar ce a înțeles Adelina, nu știu. Ce ai înțeles tu? Zici, mie mi-a plăcut gândul inițial cu care s-a început acest subiect, despre faptul că copiii sunt întotdeauna fericiți. Și cumva asta explică fenomenul la care asistăm astăzi. Atunci când se suprapune inocența și puritatea perioadei de copilărie cu părinții alături, prietenii și prima perioadă de descoperire a lumii, se suprapune cu realitatea unică existentă la acel moment. Deja acum noi putem vorbi despre, având accesul la toate informațiile existențe, la documente, putem vorbi despre faptul că a fost o perioadă în care propaganda sovietică a avut un impact major asupra formării personalităților. De fapt, le făceau pe toți la fel. Da. Noi nu avem dreptul niciun pas în stânga, niciun pas în dreapta. Aveam un drum trasat nu de părinți, nu de noi, nu de talentele noastre, dar de propagandă. Adevărat sau nu? Nu te uita rău la mine. Mai e.
Deci a sunat domnul Costin, e bravo, deci e un posesor unor colecții incredibile. Deci trebuie ca să ai și un suport material, dar să ai o convingere că lucrurile astea sunt necesare. Are atâtea colecții, că muzeele noastre naționale nu le au. Dar a zis un lucru care mă dărâm. Că aici s-a vorbit de biserică. În biserică, la dânsii, în localitatea, la baștena lui, se țineau chimicalele. Deci e factorul localitatea. Contează localitatea, caracterul localității. Sunt localități care au știut să nu admită închiderea bisericilor. Dar n-au prea depins, totuși trebuie să recunoaștem, de oamenii din sat sau... Probabil tot partidul a decis unde lasă câte o biserică, altfel se întâmplau revolte, bănuiesc. Deci, anume ca să se evite revoltele unele sate, exista școala. Adică dacă între pedagogi se întâmpla un pedagog dat de Dumnezeu, adică era mai presus de ambalajul ăsta și făcea din matematică, din geografie, din istorie, o poezie, o atracție, adică nu se confunda mezul, nucleul mesajului lui de profesionist cu ambalajul. Și la un moment dat să te trezești că învățătorul de geografie, Kiril Ienache, e conducătorul cercului dramatic. Ce rațiune îl conduce pe acest pedagog care se apucă de lucru care nu e al lui? Adică când ai această sperietoare, pe de o parte colhozul, pe de altă parte toată această înregimentare și propagandă, se poate întâmpla că pentru echilibru să te arunci mai lacom la, cum învlam noi după cărțile românești, prin Moscova, prin Odessa, prin asta. Să te arunci în toate cercurile de activități frumoase. Adică învlam și la teatru, învlam și la fotbal, învlam și la acordeon, învlam și la astronomie, pentru a diminua un pic această sperietoare, că erau două norme a părinților la câmp, care nu mi-ngăduiam, au închis drumul spre tabără, pentru că erau atractive taberele astea de pionieri, că erau activități. Ai fost? N-am fost. Ceea ce a spus Vlad Druc. Da, da. Bine, n-alergam nici după țestar și după gândacii de Colorado, pentru că aveam sapă, aveam hârlețul la această normă. Adică cunoștea și această universitate a muncii, care în epocă nu se chema exploatarea copilului prin muncă. Adică treceai o școală care pe urmă realizai cât de fericit ai fost când ai păscut vaca. Domnule, i-ai indicat vacii unde trebuie să pască și ce lapte trebuie ca să producă. Uneori o priponeai ca să te duci, să te scalzi, uitai de vacă sărmana și seara când ajungeai cu programul alimentar neîndeplinit. Deci abia atunci se aplicau niște procedee care n-aveau nimic cu cravata, cu toate celelalte. Și cu educația modernă. Acum UNICEF-ul ar ști de părinții noștri, nu? Deci erau câteva instituții care diminuau un pic sau echilibrau aceste însemne și aceste eforturi propagandistice, care unele sate luau avânt, depindea și de hărnicia secretarului de partid sau cine își făcea o carieră pe baza la asta. În altele, lumea o lăsa mai domol, așa, și își vedea de lucru. Cred că eu am avut noroc de Sofia, care, pe de o parte, nu a admis să se închidă bisericile, pe de altă parte, era o competiție între pedagogi și Sofia furniza pedagogi pentru cam pentru toate centrele raionale din Basarabia. Și scriitori. Este satul unde s-au născut foarte mulți scriitori. Adică ești de acord cu mine, satul are un caracter și o tradiție, o rădăcină a cărturăriei și a rezistenței la tentative de acestea mai superficiale. Eu am avut două tentative să merg într-o tabără de pionieri. Nu am rezistat mai mult decât o zi, deci până la prima venire a părinților mei, care
găseau în lacrimi și mă luau acasă, pentru că abia mai târziu am înțeles de ce nu am rezistat în tabăra pionierească, pentru că eram înregimentați, încolonați. Trebuia să facem totul cum vroia partidul și nu am rezistat. Cum se întâmplă în cartea ta acolo, Adrian? Vreau să vă felicit, în primul rând, pentru un film reușit, documentat. Istoria orală reprezintă o sursă importantă de cunoaștere și în cercetarea istoriei. Și v-a reușit bine să faci acest lucru, intervievând personalități despre copilăria lor. Ceea ce vreau să menționez, că copilăria a fost diferită în perioada sovietică. Și din punct de vedere cronologic, dacă să vorbim despre primul deceniu postbelic, ea a fost o copilărie foarte complicată și dificilă ca pentru întreaga societate a noastră. Și dacă mai și din mai mulți factori, din cauza a mai multor momente obiective. În primul rând, consecințele obiectivele războiului. Pe urmă, până în 53, regimul stalinist era foarte dur și politica economică afecta în mare parte toată societatea, deoarece economia era orientată spre industria grea și mai puțin spre industria ușoară, spre mărfurile de larg consum, care de fapt determină modul de viață și condițiile de trai ale populației. Și atât aici, în acest deceniu, în prim deceniu postbelic, copilăria a fost una dificilă pentru marea majoritate a copiilor. Ei bine, și în această perioadă au existat clase privilegiate, categorii de populație privilegiate, care au beneficiat de condiții mai bune. Copiii nomenclaturii, așa, cei care au venit în RSSM moldovenească pentru în calitate de specialiști din afara RSSM-ului. Dacă îți noi îi chemam cântecul tradițional. Hai veniți toți ca unul din hotare în hotare să gustăm împreună strugurașii de soare, ceva de genul ăsta, nu? Ceea ce am văzut, e adevărat ce spuneți, ceea ce am văzut în documentele de arhivă, în ilustrațiile de arhivă, realitatea care nu era publicată și afișată. Realitatea afișată și propagată era una a copilăriei fericite. Acea copilărie care stătea în mediul privat, și aici am vrut să subliniez o altă diferență de copilărie. Pentru că s-a spus că două realități, cu adevărat, erau diferite dimensiuni ale copilăriei, cea formală, oficială, și cea a mediului privat, familial. Și domnul Filip a spus foarte corect acest lucru. Și asta un lucru foarte important. De ce RSSM moldovenească, societatea din RSSM moldovenească, nu a fost sovietizată pe deplin? De ce noi nu ne-am pierdut identitatea pe deplin? Pentru că eram o societate rurală. Eram o mai mult predominau localitățile rurale. Și acolo propaganda ajungea mai greu? Unde tradiția... Gospodărie quasi autarhică. Exact. Da, și tradițiile, identitatea culturală, tradițională, cultura națională s-a păstrat în mediul rural, s-a conservat anume prin faptul că eram o societate mai mult rurală. Și atât această dimensiune privată, familială, a mediului de viață tradițional, anume ne-am păstrat nouă identitate în mare măsură. Și ceea ce spune domnul Filip, că a mers cu vaca, că a copilărit în mediul... Deci este dimensiunea tradițională a copilăriei. Deci, și eu mă pregăteam de destinul folcloristului, de asta trebuia să pasc vaca numai. Da. Și, iar partea... Dar vreau să vă spun că partidul, statul sovietic, a atins să pătrundă în mediul privat al oamenilor. Prin politici față de familie. Inițial se prevedea să distrugă familia ca unitate socială, ca celulă socială. Pe urmă s-a dovedit că distrugerea familiei are consecințe grave în punct de vedere demografic. Cine urmau să educe și să crească copiii? Dar statul avea nevoie de forțe de muncă, de armată mare. Și atunci s-a schimbat atitudinea față de familie și a promovat-o ca celulă de bază a societății, așa cum s-a cetățenit și cunoaștem și noi. Și atât aici, dar statul a atins să infiltreze pe copil care îl forma la școală, să infiltreze în familie ca un agent, dacă vreți. Pentru că prin copil să educe generațiile mai în vârstă de părinți. Și drumul Pavlic Morozov, da? Exact. Și acest lucru s-a întâmplat în deceniile, în RSSM, în perioada interbelică, dar în RSSM moldovenească în primii decenii postbelice. Pe urmă nu a mai fost nevoie nici de acest agent, pentru că au trecut câteva generații și întreaga societate, în mare parte, a fost formată în baza valorilor în baza valorilor comuniste promovate. Deci,
Ceea ce trebuie să subliniez este că s-a creat un univers al valorilor, al ceremoniilor, al comportamentelor, al obiectelor, al simbolurilor, care în tot ansamblul lor influențau asupra individului ca membru al societății și îi formau o identitate, un mod de a gândi, un mod de a se comporta. El devenea o piuliță a mașinăriei sovietice care trebuia să se comporte după anumite scenarii și programe. Deci statul sovietic n-a avut intenția să pună câte un căgăbist sau câte un jandarm, câte un ofițer de securitate la spatele fiecăruia cu bastonul. Deci el i-a format modul de a gândi, identitățile și i-a dat scenarii. Dar până la urmă tot n-a reușit. A clacat. Și nu i-a reușit pe deplin. Nu i-a reușit pe deplin, dar în mare parte mentalități totalitare au fost formate. Mentalități sovietice au fost formate și ele mai continuă să existe și astăzi. Nostalgia aceasta comunistă, dar chiar și elementele gândirii acestea totalitare, ele ne se atrag anume din deprinderile noastre și din felul de a gândi care ne s-a format. Vrem, noi nu vrem. Deci noi am fost educați la școală, în organizații, am citit cărți, am privit filme. Părinții noștri ne-au educat în spiritul acestor, fără să-și dea seama, poate uneori, în spiritul acelor valori. Și dar cred că ei erau totuși mai înțelepți, părinții noștri, pentru că pe ascuns ne cumpăra hăinuțe noi pe la Paști și ne duceau la biserică. Eu trebuia să merg în alt raion. Sunt din Călăraș, dar prima biserică pe care o aveam era într-un sat din Nisporeni, unde am fost și botezați și mergeam de fiecare dată la biserică. Cred că totuși ei făceau niște lucruri contrar obligațiunilor de om sovietic. Conform regulilor comportamentelor sociale, deci societatea noastră are niște legități în care evoluează, așa? Deci individul se adaptează la realitățile sociale, ideologice, culturale în care el trăiește. El le absorbe. El, fiecare persoană în parte, el absorbe valorile culturii în care el trăiește. Deci și aici deci sunt chiar teorii în sociologie care vorbesc despre aceste fapte, că noi fiecare ne adaptăm realităților, îmbibăm valorile care sunt în jurul nostru și gândim în spiritul lor, în felul lor, în mare parte. Deci acest lucru s-a întâmplat și cu copilul sovietic, care de mic a fost inclus în acest mediu social, cultural, de tip totalitar și el, ca și în cazul regimul totalitar nazist și organizațiile de copii de tineret din regimul totalitar comunist, a avut același rol social de a socializa copilul în spiritul valorilor totalitare, ca el să devină o piuliță al mașinăriei totalitare. Ați văzut și în acest film cântecele acestea motivaționale cu un ritm care te face să te ridici, să pornești la luptă imediat. Cauza nu știu care, dar la luptă. La luptă tovarăși. Spuneți-mi, de ce era interzisă religia? Pentru că eu mi-amintesc acum din clasa mea, aveam un coleg baptist, de o altă confesiune. Și cred că a fost cel mai chinuit elev pe parcursul tuturor anilor. Era persecutat chiar. Mi-am dat seama mai târziu. De ce? Statul sovietic a simțit în religiile, în toate religiile, nu doar de religia creștină ortodoxă, a simțit un concurent în ceea ce privește controlul asupra populației. Pentru că cetățeanul, persoana care împărtășea o religie sincer și era credincios, păi nu mai putea să mai creadă în idealurile comunismului, să idolatrizeze sau să adore idolii, de fapt, a regimului comunist, în jurul căruia s-a format cultul personalității. Au devenit și ei niște simboluri, niște idoli ai noiului stat totalitar, al noii ideologii. Și în acest sens, religia era o barieră în calea statului totalitar de a controla populația pe deplin. Și atât de ce, în mare parte, și a luptat contra religiilor în tot spațiul sovietic. Clasa a patra, când eu eram în clasa a patra, a venit o echipă de filmare la noi în sat și a făcut un filmuleț despre pionierii din sat. Unul dintre eroi eram și eu. Apropo, am căutat la arhive acest film și nu l-am găsit niciodată.
Interviul pe care trebuia să-l dau era în limba rusă. Nu eram vorbitor de limba rusă până la 17 ani, am învățat un text pe de rost și până acum țin minte că trebuia să spun. В этом году я изготовил 14 створечников. Mă potigneam la cuvântul створечников. Trebuie să tot spun... Tot изготовил? 14 створечников. А, створечников. Граурнице. Да. Case, căsuțe pentru... Că... Trebuie să mai repet o leacă rusă pentru că articulez neglijent. Ca și atunci. Și adevărul era că nu făcusem nicio graurniță în viața mea. Dar asta... Mi-a dat rolul... Partidul a zis? Partidul mi-a zis. De ce trebuia să recurg de la minciuni elementare? Noi trăiam în cea mai luminoasă și fericită țară din lume, da? Asta era ideologia care ni se demonstra de la televizor, de la radio, de la presa scrisă. Și ceea ce dumneavoastră ați fi spus altfel nu elucida tot aspectul fericirii. Noi cumva se mima această fericire exact pentru fiecare dintre noi. Noi știm colegi de-ai mei care o să-ți povestească de Artec cu atâta încântare și cu atâta povestire de cele tabere de vară, inclusiv cele tabere de vară. O să vedeți unul mai pe finalul emisiunii. Inclusiv cele tabere de vară care erau la noi în Republica Moldova, aici. Eu sunt orheiancă, aici la Orhiei erau niște tabere unde am nimerit cumva cu alte ocazii. Copii fericiți erau care se scăldau la mare, copii fericiți erau care învățau, erau copii fericiți care contribuiau la munca societății, făceau aceste graurnițe, erau cei care lucrau la tabra de vară și contribuiau la economia statului. Așa se construia această ideologie unde fiecare piuliță de care spune colegul meu își aducea contribuția. Noi asta am învățat. Și probabil că asta nu este necazul nostru, că acum doar careva contribuie la această societate prosperă, dar careva așteaptă. Probabil că asta nu este vina. Noi cumva aruncăm vină pe contemporanii noștri. De ce oare nu toți punem mâna pe sapă și să prășim în jurul școlii și să fie curat? Înțeleg că asta este boala ta, prășit în jurul școlii. Curățenia din Chișinău mă deranjează, poate pe tine nu, dar pe mine enorm de mult mă deranjează. Mă deranjează că noi aruncăm în stânga și în dreapta toată mizeria. Asta nu înseamnă că nu aruncăm în perioada aceea. Doar că noi vedem partea frumoasă a lucrurilor. Sau asta ni se arăta. Și o să termin cu bancul de directorului de școală care stă în fața careului și spune: noi trăim, copiii n-au cuvântul noi trăim, dar spune: în țara unde copiii sunt cei mai fericiți, unde învață cel mai mult, unde au părinți iubitori, țara unde copiii frecventează atâtea cercuri, unde se întâmplă atâtea lucruri, unde oamenii ajung în cosmos. Și unul micuț din careu spune: eu pot să zic ceva. Da, întreabă directorul, ce vrei? Spune: eu vreau să trăiesc în țara asta. Despre ideologia de care spuneam și despre acea expresie a ideologiei care urma să fie în fiecare casă. Eu dar vreau să zic ceea ce știi și colegul meu și cunoaștem noi toți și vreau să zic la copilașii aceștia care cumva ne privesc ca, eu nu zic cuvântul dinozaur, că doar nu așa ne numiți, nu? Eu vreau să se înțeleagă... Nu că așa ne numiți de față cu noi. Eu vreau ca noi să înțelegem exact aspectul care a vorbit colegii de platou și maestru în mod expres spunând acest lucru a satului care conservează niște valori. Exact asta învățăm noi în secolul XIX. Oare a dispărut românismul în secolul XIX? Noi în 1918 facem unirea. Cine face unirea? Cei 56% nu au fost, s-a păstrat acea limbă românească, anume în mediul rural. Și datorită acestui mediu rural conservator, pentru că eu am fost la biserică, îmi pare enorm de rău. Și eu am fost. La noi, în familie, s-au făcut paștele, s-au făcut niște paști de toată frumusețea. Și tata zicea: dragii mei copii, eu așa am obișnuit în familie, eu vin într-o familie de mazili, să faceți mai departe, mai bine ca mine, dar dacă nu, barem așa cum ați văzut în familie. Și eu paștele acolo am văzut, Crăciunul acolo am văzut, acolo am umblat cu colinda ca toată lumea. Deci îmi pare enorm de rău să ne credeți că noi n-am avut comunitate, noi n-am avut valori, noi n-am avut lecturi, ba am avut. Această îndoctrinare era
depindea de profesorul de care a spus maestru. Astăzi am să dau doar un exemplu ca profesor. Noi toți profesorii, colega mea, nu o să-mi dea voie să mint. Avem curicula. Și așa cum se predă la nord, așa ar trebui să predă și la sud și la centru. Totul depinde de personalitatea care stă în fața dumneavoastră și vă predă. Exact așa am avut și noi. Secretarul de partid depinde de cât putea să închidă ochii și să-și dea seama, pentru că el cel mai mult își dădea seama cât de dur era regimul în această localitate. Și de directorul școlii, care vorbea în latin în fața noastră, zona din care vin eu, lucrurile n-au fost așa de grave și copilăria noastră a avut altă culoare. Eu vreau să creadă copiii și să știe că noi am învățat a scrie, am învățat a citi acolo, am fost fericiți, am învățat a gândi. Dovada este că noi toți venim din această societate. Noi am reușit totuși să facem școală și să vă fim profesorii dumneavoastră. Asta înseamnă că noi cumva am avut discernământ. Enorm de mult contează familia. Cum v-am spus atunci, o să spun și acum. Educația se face doar în prima școală, a doua și a treia este familia. Doar acolo. Și dacă acolo ați învățat limitele, bunul simț, acolo am învățat ce e voie și ce nu-i voie, eu pot să clădesc chimie, istorie și altceva. Dar dacă lucrurile în familie nu s-au învățat nici în perioada sovietică, nici acum, nu știu ce se poate de clădit. Îmi pare foarte rău. Eu rămân tributar a educației în familie, indiferent este ea comunistă, este ea... Copiii sunt foarte atenți la părinți. Te dai foarte important cu cravata, cu toate astea, dar remarcam cât de ironic și râdea tata și că a acceptat ca eu să intru în Consomol cam așa, ultimul din clasă, nu ca un merit, dar cam ultimul din clasă. Adică remarcam că nu e entuziasmat de aspectul ăsta. Și atunci toate lucrurile, când ajungeam acasă, intrau în tonalitatea tatei. Fiecare avea sarcina și lucrurile și el se uita la importanța manualului și a cărții. Exact. Bine, mama m-a păzea totdeauna să vadă ce citesc eu. Bine, asta cred că e șmecheria la toți. Citeam alte cărți de la bibliotecă, dar manualul era de sub. Și numai ea... Sau rânvelitoarea manualului. I-auzeam pasul și imediat se inversau lucrurile. Adică, ca și... treaba cu biserica și această pregătire a omului sovietic, fructul oprit, cum ne duceam după cartea românească și o citeam sub masă și mai ales copiile lucrărilor interzise, fotocopiile, așa și lumea care nu avea biserică în sat sau era închisă, se ducea kilometri prin pădure în localitățile norocoase să aibă biserică. Deci lucrurile astea poate avea un impact asupra copilului și diminua efectul propagandistic și importanța acestui însemn. Noi suntem așa cam la mijloc, nici sovietici până la capăt, dar nici români cum ar fi trebuit. Ar fi trebuit, nu ne reușim. Suntem într-o tranziție nu că lamentabilă, pentru că și aici complimente în adresa liceelor și localităților care au beneficiat de această șansă, de acești 30 de ani. Dai peste niște licee, peste niște localități unde găsești niște copii, niște tineri extraordinari, ca expresie românească, ca simțire românească, o bibliografie deja, se laudă ce cărți, ce autori citesc, îți dai seama de oazele acestea care au avut niște repere în pedagogi. Pedagogii, cei care nu se confundă cu cei ce numim absolvenții instituțiilor pedagogici. Este și partea Domnului. Har, vocație. Noi am studiat arhivele și ceea ce spunea Nadia Cristea că este firesc să nu paște vaca cu cravata pionerească la gât, exact asta am găsit într-o filmare din anul 1984 sau 86 la Mălăiești. Orhei. Mircea. Haideți. Mircea, dar ți s-a scăpat o ceva cromatic. Tu ți imaginezi, poate vaca nu se supăra pe cravata roșie, dar dacă apărea vreun bivol de ăsta, vreun buhai, înțelegi, la cravata roșie poate reacționează ca la
ca la coridă. Acolo era vorba de taur, totuși. A, taur? Nu de bou. Nu, bă, buhaia, am zis taur, da. Am fost faine. Ok. Hai să vedem acest material. O să vedeți cum niște copii de vârsta ceva mai mică a celor prezenți în studioul nostru dădeau la vaci, ajutau la fermă cu cravata pionierească la gât. Astăzi partidul pune în fața oamenilor sovietici sarcini noi, grandioase. De aceea fiecare de noi trebuie să învețe și să lucreze bine. Anul 1986, la Moscova, are loc congresul al 27-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Pionierii din RSS moldovenească nu puteau marca acest eveniment decât prin fapte mărețe. Îmbrăcați la patroace, aranjați și spilcuiți, ei muncesc la ferma din sat. Printre ei este și Simeon Bunici. La o distanță de ani, fostul pionier dea până amintiri lângă ruinele fostei ferme model. Eram așa cu cravate, fără cravate, nu eram școleri. Într-adevăr, gospodare am fost. Asta e dirijenta Maria Mifodievna Cosmici. Da, ех ты, мы всего еще так. Ленин. Чинала господари Ария Чистворник. Говорится, Татьяна Мурти Мария Михайловна Пачинку. Директору совхозного первого социалиста Лидии Ивановна Зарая. Федор Емельянович Попа, татану Олег Сеня. Анну трекут Федор Емельянович Попа, а муж золотые каревалка, кишар теми, килограмм и делатку. Ингрижин, Олег. Тата ангрижешки, ты здесь девач. Deci cât la am mulți pe an? 210.000! Rep din neamul vechit, parcă mai de unul zi eram copii la... Am și dădeam la vaș și nu a rămas, numai ruine, cum se cum mai spune moșneagul, a zis cum era, mai ghine atunci o rămuți. E ghine amui, ghine și atunci era ghine și amui ghine, dar totuși mai ghine atunci era. Dar de ce moș Ioane? Atunci eram mai tânăr. A fost la fermă care a fost odată fermă, dar în ziua de azi de-a mâi. Ferma s-a mântuit și a rămas. Aici ne-au adus, aici ne-au filmat, aici pe atunci erau o bucurie mare când vinești filmau. La școală ne-au anunțat că ea ca să vină la fermă, a să vie, ne filmeze. Da, și noi ca toți copchilașii bucuroși toți, tot băcata au fost. Cu grajduri, cu nevoi și amuia au rămas ruinile tăte. Aplauze pentru umorul acestui om care a trăit o viață, dar n-a înțeles de ce trebuia să dea la vacă cu cravata roșie și în șorț alb, cum a remarcat în Asia. Educația prin muncă era un element important al educării colectivismului. De ce suntem colectiviști astăzi? Păi ne-au învățat să fim colectiviști, să nu fim egoiști, da, individualiști. De ce și mai greu ne manifestăm în plan economic, ca antreprenori? De ce am fost deprinși, educați să fim colectiviști? O mentalitate colectivă. Dar și munca obștească, indiferent cu cravată sau fără, era un element important al educației pionierești. Și cravata era un element cotidian zilnic. De dimineață până seara trebuia să poarte pionierul. De dimineață cum ieșea, cum se trezea, își făcea toaleta, își punea cravata și abia seara la culcare trebuia să o lase. Deci chiar în documentele care au, în plângerile, unele plângeri care au parvenit la Artom Lazare, care a fost ministru al educației o perioadă, deci s-au plâns pe programul supraîncărcat de muncă obștească a pionierilor. Pentru că ei aveau programul școlar, extrașcolar după ore și pe urmă muncă obștească. Și uneori trebuia să ajungă seara la 9 seara copilul acasă, pionierul. Și atunci cineva s-a plâns la minister și este un ordin al ministrului prin care limitează numărul de muncă obștească al pionierilor. Pentru că
întotdeauna erau autorități locale care făceau exces de zel și pentru a se manifesta și exagerau prin implicarea copiilor în muncă obștească. Deci această educație prin muncă în Uniunea Sovietică nu se numea exploatare. În viziunea propagandei comuniste, exploatare era doar în statele capitaliste. În comunism, doar educație prin muncă. Deci nefericită era doar Angela Davis. Da, noi trebuia să fim toți fericiți. Eram obligați prin lege. Este adevărat, Iulian Filip, că atunci când vroia un scriitor să publice o carte, trebuia obligatoriu să bage în față, pe prima pagină, o poezie despre Lenin sau despre partid? Da. Păi de asta a întârziat atâta generația noastră, că nu au avut, n-au acceptat acest contract. Adică nimeni din poeții Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija, Leonid Alare, Marcela Benea, nu au plătit acest tribut, de asta au debutat mai cu întârziere. Tribut parțial au plătit generația din față. Lui Grigore Vieru. Bine, Vieru a scris bagatela aceea frumoasă în april s-a născut Ilici. Da, știți toată. Mă rog, ea e la fel de nevinovat ca și această insignă de octombriel. Un îngeraș dolofan, Vladimir Ilici Lenin, în copilărie, de ce să nu accepti? El atunci încă nu făcea politică, da, și n-a făcut dezastru pe care l-a făcut, inclusiv cu intelectualitatea. Deci el a lăsat moștenire, a rămas după dânsul o indicație categorică. Câte zeci de mii de intelectuali de ucis, de exterminat, așa ca să-i pună la respect pe ceilalți. Stalin de la Lenin a învățat lucrurile astea. Și abia Hitler, lagărele de concentrare, a demonstrat de unde a luat modelele. Dar despre cărți, lucrurile sunt mai nuanțate și eu, mie mi-a scăpat, să mă ierți, Nadea, mi-a scăpat anii. Eu pur și simplu m-am născut în prima jumătate a secolului trecut, din mileniu trecut. Deci lucrurile erau și mai dezastruoase. Dar cărțile, la momentul când, că întrebarea e stereotipă la întâlnirile mele în școli, despre bibliotecă și ce cărți citeam. Când am ajuns la Prinț și Cerșătorul lui Mark Twain, am realizat diferența între cărți și cărți. Și am început a căuta, a răscoli biblioteca deja din perspectiva acestei valori. Nu se compară anii voștri de mai încoace, dar anii voștri cu atât mai mult, cu această bogăție de acest belșug de cărți, această accesibilitate la autorii și la literatura universală care poftim. Grigore Vieru a fost poetul copilăriei mele. Avea un băiat cam de vârsta mea, generația mea, Călin Vieru, care era fiul poetului. L-am vizitat să aflăm cum a trăit el cu un tată celebru în casă. Haideți să vedem ce ne-a spus Călin Vieru despre copilăria lui. Am fost octombrel și pionier și consomolist. Am băut din toate cupele. Am otrăvit cu toate chestiile lor, cărțile cele unde copiii își denunțau părinții, făcând un fel de act de justiție sovietică și devenind un fel de eroi. Cântece, dacă ți-aduci aminte, nu aveam nimic în afară de marșuri pionerești și cântece despre partid. Vorba lui Creangă. Mă făcum și eu măricel din păcate. Iată, acest din păcate a venit peste noi în timpul RSSM-ului. Dacă venea cineva la școală cu o gumă de mestecat, atunci o mesteca rând pe rând, din gură în gură, toată clasa. Nu, cel puțin băieții. Dacă se pricopsea cineva cu o pereche de blugi și venea la școală în blugi, atunci noi făceam coadă, toți băieții, ca să închiriem această pereche de blugi. Întâitate o avea acel care ieșea de seară cu o domnișoară în parc.
Același lucru se întâmplă cu adidașii, cu gențele în stil diplomat. Cred că o mană cerească se întâmpla atunci când iarăși venea cineva la școală și aducea în clasă un disc de-a lui Beatles și dacă l-apucai să-l ții în mână, eu aveam impresia că am țin strâns în pumn piatra filozofală. Copiii sovietici erau ținuți în Imperiu ca într-un țarc, de unde ieșirile erau foarte rare și doar pentru odraslele elitelor. De obicei, ei călătoreau în taberele pentru copii din țările socialiste prietene. Selecții mai ajungeau și în tabăra internațională Artec, din Crimeea. Acolo se întâlneau și cu semenii lor din lumea capitalistă. Am avut norocul să ajung și într-o tabără internațională, Artec. Am fost repartizat într-un detașament cu copiii din Danemarca. Acolo se întâmplase primul meu șoc. Blugi, gume, adidași, playere cu muzică rock, mingi de fotbal autentice, ochelari șerif, multe altele, dar cel mai important, miezul care plutea în văzduh, această purtare atât de liberă, neînghesuită și neîngrădită de nimic și de nimenea. Întorcându-mă acasă, m-am grăbit să le povestesc părinților despre cele întâmplate. M-am grăbit să le spun că am descoperit o altfel de lume, cu altfel miros de parfum de la domnișoare, cu altfel de muzică și cu altfel de port. Părinții și ei, la rândul lor, s-au grăbit să mă atenționeze că cele văzute și auzite să rămână în familie, să nu vorbesc cu nimeni despre acest lucru, chiar și cu prietenii apropiați, și că până la urmă sunt niște aparențe, iar aparențele înșală. Acum îmi dau seama că tata și mama aveau intenția doar să mă protejeze de eventualele neplăceri. Dar atunci nu aveam impresia că tata nu este sincer cu mine și nu îmi spune ceva până la cap. Din Basarabia s-a furat, după cum bine știi, aproape tot. În Basarabia s-a ucis aproape totul. Ne-au rămas numai vizele. Dacă Grâușor Românesc n-a rodit anul ăsta, el va rodi la loc, la anul va rodi. Orice cine s-a luat nouă, celor din Basarabia, nu rodește ca grâul peste un an la loc. Ni s-a luat grafia latină, ni s-a luat istoria, ni s-a ucis credința, așa, doina, adică ni s-a luat totul, ni s-a luat sufletul. Și toate astea nu rodesc la loc peste un an, așa, ca grâușorul. Despre pionier, ce să-ți mai zic? Dacă purtai însemnele lor, tu ți-i bine minte, atunci te lăsau în pace. Pentru mine personal, cravata asta pionierească era încă un accesoriu din vestimentație. Îl purtam la fel cum îmi purtam bocancele sau cum îmi purtam batista pentru a sufla nasul. Nici mai mult, nici mai puțin. Nu însemna pentru mine, cum însemna pentru alții, un simbol al luptei lor continue, veșnice. Pe sfinte ape întremurare, din ceruri frunze se prăval, îmbătrânind nespus de tare în zborul dintre ram și val. Să fie oare frunza smulsă din trupul codrilor merei? Sau poate e fața ta, măicuță, ce cade peste ochii mei? Ridic o frunză ca de ceară și aud adânc un glas profet. Sărută frunzele ce zboară și, fiule, vei fi poet. În anii 70 iese de sub tipare volumul pentru copii 3 iese.
Ochiul vigilent al cenzurului descoperă o diversiune antisovietică în această cărțulie. Și anume, în poezia Curcubeu este decriptat tricolorul românesc. Ca rezultat, cartea este arestată, dată la cuțit și amputată. Adică din toate edițiile a fost ruptă foaia cu această poezie, iar în cumprins ea a fost ștearsă cu markerul. Un alt exemplu, deja din sfera muzicală, popularul, arhicunoscutul cântec Fuga, Fuga, semnat de un alt Teodorovici Grigore Vieru, n-a văzut lumina zilei foarte mult timp, din cauza că iarăși ochiul vigilent al cenzurului descoperă un cuvânt, fiți atenți, românesc în textul poeziei, care era pruncie. Mi-i dor, mi-i dor de pruncia mea. Și a stat mult pe rafturi acest cântec, până totuși nu s-a ajuns la un compromis. Compromis, adică nu compromis. Tata a rămas ferm pe poziții și a insistat ca să rămână cuvântul pruncii, iar ei insistau ca să-l înlocuiască cu cuvântul copilării. Mult mi-e dor de ea, de pruncia mea și de sora mea cea dulce. Ochiul mereu vigilent al cenzurii în Moldova sovietică citea cu multă atenție textele, dar citea și printre rânduri. Orice aluzie la lucrurile nedorite era un motiv ca opera să fie dată la cuțit. Eu cât voi trăi, nici când te voi uita. Iată de ce în aceste zile, în aceste luni, era destul de anevoios să fii fiul lui Grigore Vieru. Dar zile luminoase și fericite, sigur că erau mult mai multe. Năzuințele mele au o frumoasă recompensă, totuși, în ochii flămânzi de frumusețe și adevăr ai copiilor noștri și ai tinerilor noștri. Cel mai iubit poet al neamului, dar și cel mai urât poet al neamului. Tata, vrând nevrând, devine disident, revoluționând poezia pentru copii, dar și schimbând paradigma fundamentală care spunea că partidul Lenin este patria mea. A venit Vieru și a spus: mama este patria mea. Și a răsturnat tot cu picioarele în sus. Acum hai să învățăm noi o poezie, cea mai frumoasă poezie de pe lume, dintr-un singur cuvânt. Dintr-un singur cuvânt. Și voi să o repetați după mine, în cor. Ma, ma. Încă o dată, și mai tare, astfel. Ma, ma. Uite acum, hai să. Încă o dată, tot. Ma, ma. Copil fiind, de multe ori auzeam ceea ce vorbeau între ei prietenii, tata și Spiridon Vanghele, că de mult este necesar un instrument pentru educație primară, unul organic firei și sufletului nostru românesc. Așa a luat ființă abecedarul și, după cum am mai spus, a urmat Albinuța. A fost scris pentru generații de copii care până la urmă au ajuns în Piața Mare Adunării Naționale din 1989. Să nu credeți că Moscova ne-a pus o suveranitatea sau independența ne-a pus o pe talger sau ea a căzut așa din pod din senin. Grație acestui abecedar, apoi grație Albinuții, au fost educate generații întregi de copii care în 89 erau deja oameni maturi, în plină fire,
și foarte determinați. Și am obținut ceea ce am obținut. Putem citi unul din interviurile lui tata, unde spune că fac parte din elită, fiindcă vorbesc, gândesc și simt românește. Grație lui Grigore Vieru și a tuturor scriitorilor moldoveni, poeților, a apărut această generație care până la urmă a știut cine sunt, nu? Ion Druță, în volumul lui Casa la Răscruce, are niște pagini extraordinar de frumoase despre primele întâlniri ale scriitorilor în poligonul Basarabian, când au trecut pragul și lumea descoperea că se poate de vorbit și în limba pământului ăsta, la întâlniri, cu scriitori. Scriitorii vorbesc și încurajează și ei să vorbească, la începuturi. Această practică, care nu există peste tot, și cunoaștem, am fost cu Grigore Vieru și la întâlnirile din satele noastre, dar am fost și în Franța. Și acolo apărea problemele astea. De unde a pornit șansa basarabenilor în 89? De unde s-a luat această piață plină cu lume care avea o singură lozincă? Scriitorii și poporul. Că nu-i determin pe oameni ca să gratuit să ridice o singură lozincă. Scriitorii și poporul. Deci are dreptate Călin. Deci ca să vină lumea în piața Marea Adunării Naționale cu acest vector unic, deci trebuia să se lucreze. Era nevoie de sacrificii care s-au făcut din plin în această societate. Lecția noastră de istorie este cam pe final. Haideți să înțelegem în această seară ce au înțeles tinerii de aici din această pledoarie publică pe care ați văzut-o. Vă rog, microfonul, vă rog să vă prezentați și spuneți. Te rog. Mă numesc Ciobana Marilena. Am o întrebare referitor la cele discutate de astăzi. Totuși, cât de strict a fost acest regim sovietic cu copiilor satelor noastre? În cazul încălcării acestor reguli impuse de sovietici, existau oarecare pedepse? Vă rog. Deci societatea sovietică, ca și astăzi, în mare parte, deci are anumite concepții, viziuni despre normalitate și norme și anomalii. Statul sovietic a trasat normalitatea prescrisă în reguli de comportament, norme de comportare, a prescris în mare parte anomaliile, ce era interzis, ce nu se putea. Nu se putea merge la biserică, nu se putea de mers cu colindatul, se interzicea. Dar asta nu înseamnă că aceste restricții nu erau încălcate. Adică au fost schimbate valorile cu locul, de fapt, așa? Deci, fiind, interzicând anumite lucruri, în mare parte, firești. Deci, hai să vedem dacă, cum erau, spunem, pedepsiți cei care încălcau aceste norme de comportament, de conduită, de bun comunist. Așa? Care copilul trebuia, în organizația de pionieri și de octombrie, trebuiau să imite viața de comunist în miniatură. Să imite viața comunistului adult. Și iată, dacă copilul a mers la biserică cu bunica, deci pionierul risca, de cele mai dese ori așa și se întâmpla, să fie scos în fața carieului la școală și să-i spună că... Admonestat public. Da. Și, de exemplu, dacă nu intrai în Comsomol, nu aveai voie să intri la universitate, să faci studii. Vă rog să scurtați răspunsurile, pentru că suntem pe final. Deci copiii, persoane care nu se încadrau în normalitate, riscau să fie excluși la periferia societății, dacă încălcau aceste reguli de comportamente. Te rog. Mă numesc Florian Otilia. Astăzi s-a abordat mai mult aspectele negative a ceea ce a presupus comunismul, pionierii și așa mai departe. Însă ar fi careva aspecte pozitive care au contribuit la formarea societății de astăzi? Din plin le-a vorbit Nadia și Iulian Filip.
Adevărul este că, deci am pus accent pe anume elementele societății totalitare. Însă, cum am spus, deci, fiecare persoană se adaptează în societatea în care el locuiește și în felul acesta el este fericit în mediul în care el este. Omul, copilul, a trăit într-o familie, a iubit și au iubit părinții, și au iubit frații, prietenii, colegii. Iată partea frumoasă a lucrurilor, pentru că aceste lucruri, deci, sunt lucruri firești pe care se bazează o societate, cultura tradițională și, în mare parte, dezvoltarea societății. Și nu în zadar, mișcarea de renaștere națională a avut loc pentru că acea cultură, creație culturală autentică, a izvorât din subconștientul oamenilor, din subconștientul oamenilor de creație, așa, deci, care și-au păstrat acel jăratic mocnind al identității sale. Firește. Și partea pozitivă este anume că factorul uman. Noi toți am trăit, am iubit și am fost fericiți în acel mediu în care ne-am aflat. Iulian Filip, ultima concluzie pentru această seară. Deci e foarte important flexibilitatea unor lideri din comunitate când această înregimentare, această disciplină a tinerilor se transforma în niște lucruri incredibile. Adică la Sofia s-a format fanfara părinților, taților. I-au obligat și pe fiii acestor tați să facă o fanfară. Pionier fiind, comsomoliști fiind, puși la respect, Sofia era foarte mândră că are niște pionieri și comsomoliști care pot cânta în fanfară. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă și poate utilă pentru generațiile care vin. Învățați istoria pentru a nu repeta paginile negre. La revedere!